Deci nu i-am adunat intenționat. Intenționat, da? Meseria te obligă să schimbi pantofii des. În ultimul timp, să știi că am luat două torbe cu pantofi, le-am umplut și le-am dus în garderoba de la țară pentru că nu mi-e în cap în oraș și s-au și demodat puțin. Dar ai o altă colecție sau, nu știu, da, poate fuste, rochii? Atingi unde mă doare pentru că în pandemie am pus 3 kg și din cauza lor foarte multe haine nu mai stau așa cum stăteau înainte. Să dau bani pe haine noi nu prea vreau. Și nu prea am cu ce mă lăuda. Dar genți? Și nici pe genți. Deci pantofii e principala achiziție. Deci anul ăsta eu sunt alt om. Deci să știi că eu nu mai dau bani pe haine, nu dau bani pe pantofi, pe genți. S-au schimbat total prioritățile. Mm-hmm. Dar cam asta estimat... cu gențile și cu pantofii a fost mulți ani în urmă. Dar ai estimat cât cheltui pentru haine, încălțăminte? Da, când mă uit acum în garderoba mea și îmi dau seama câți bani dădeam cândva, dar cândva înseamnă și 10 ani în urmă, 7 ani în urmă, nu chiar ieri, da? Erau foarte scumpe. Acum și îmi dau seama că cu banii ăștia aș fi putut face lucruri mai importante. În mintea mea au sărit câteva imagini, da, ale tale, câteva rochii, dar care e cea mai scumpă? Dacă ai una, o ținută deosebită. Nu pot să-ți spun acum. Cred că am o rochie... Care le-ai purtat la omul anului. Și una din ele a costat 700 de euro, da? Adică, și o am și acum, că am îmbrăcat-o odată la omul anului, la nunta lui Dorin Chirtoacă cu anișoara Login. Și sper să o mai îmbrac. E, da? O rochie cu istorie. E o rochie frumoasă, foarte frumoasă, neagră și lungă. Dar unde se poartă rochia asta?